Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la ediția cu numărul 4 din seria de videoclipuri în care reacționez la ținutele voastre preferate. După cum bine știți până acum din videoclipurile anterioare, îmi trimiteți o poză pe Instagram în care purtați ținuta voastră preferată, iar eu o să o notez în funcție de cât de mult îmi place și la final o să aflăm marele câștigător. Sunt nerăbdător să văd ce mi-ați trimis, pentru că nu știu dacă se vede, dar ia uite ce e aici. Toate astea sunt mesaje de la voi și mai sunt și la necitite. Eu o să-mi spun opinia mea sinceră, chiar dacă s-ar putea să par dur, eu doar încerc să vă ajut și să mă inspir de la voi, pentru că dacă sunt ținute foarte mișto, e posibil să le încerc și eu. Așa că fără să mai lungim, să-i dăm drumul. Începem cu Denis, care poartă tricou polo cu pantalon de training. Denis, nu prea merge combinație. Tricoul polo se vrea a fi un tricou mai elegant datorită acelui guler. Nu îl poți purta ca pe un tricou normal cu orice pantalon sport. Poate fi purtat și cu ceva mai casual precum blugi, dar de obicei se poartă cu pantalon chinos sau ceva pantalon de costum. Așa că o să-ți dau doar un 6. Asta pentru că îmi plac tenisii. Mai departe l-avem pe George, care a făcut o alegere excelentă cu ochelarii, îți stau foarte bine. Pentru cei care au nevoie de ochelari, nu contează ce formă a feței ai, dar niciodată să nu-ți cumperi ochelari de ăștia. Îmi place și fundalul cu candelele acelea și poziția ta este una foarte misterioasă. Ești un băiat care arată bine. E o poză de nota 8. Așa cum am spus și în alte videoclipuri, nu contează neapărat să prezinți moda sau cum arată hainele de pe tine, e important mesajul pe care îl transmiți. Și tu ai transmis aici că îți place motocrossul, după cum observ, și te-ai folosit și foarte bine de motocicletă. E important că ți-ai arătat pasiunea lumii, de aceea o să-ți dau și ție un 8. Ai făcut un lucru bun doar pe jumătate. Îmi place că peste tricou ai pus o cămașă de flanel, doar că cămașa trebuie să fie deschisă, nu închisă. Totuși îmi place că ți-ai suflecat mânecile și porți și accesorii, brățările de acolo. Mai lipsea un ceas și era o ținută destul de ok, dar deocamdată doar un 7,50. Sunt 3 lucruri greșite la acea cămașă. 1. Este prea mare pentru tine, pentru mărimea ta. 2. După cum vezi, nu ai aliniat-o cu catarama curelei. Și 3. Gulerele sunt varză, sunt prea ridicate. Măcar e călcată, o să-ți acord această laudă. Poziția este una decentă, doar că există câteva nereguli, așa cum ți-am zis. Am făcut un video despre cum poți rezolva aceste probleme. Îl ai în colțul din dreapta al ecranului. Du-te și aruncă o privire dacă vrei să ai o cămașă care stă mai bine pe tine. Deocamdată doar un 6,50. Avem un băiat căruia îi place să se îmbrace puțin mai colorat, nu este nimic greșit cu asta. Îmi place cum ai combinat Adidas și cu jacheta, se potrivesc. Îmi place și că îți vin bine pantalonii. Este o ținută de nota 7,50. Nu se putea să nu fie o poză în care cineva poartă o borsetă din aia. Dar știi ceva? Dacă stau să mă gândesc la mine, nu e chiar atât de rău. Se potrivesc pantalonii cu jacheta și tricoul, văd că ai un imprimeu pe el cu o față probabil a unei vedete. Da, este o ținută de 7. Alo? Da, mama, am cules porumbii. Mă amuză tare mult poza asta. Nu prea se potrivește faza cu vorbitul la telefon de parcă ești mare patron pe un câmp. Dar, mă rog, fiecare cu ideile lui. În schimb, la ținută este ok. Doar că aș fi ales o culoare mai închisă la blugi ca să se potrivească cu jacheta. 7. Nu înțeleg ce ai vrut să faci la poza asta. Nu știu, poate că vrei să fie ceva artistic. Dar eu nu văd partea artistică aici. Trebuie să aveți foarte mare grijă și când vă editați poza, nu doar cum vă îmbrăcați și poziția în care stați. Dacă este un edit prost, v-a stricat toată poza, așa că, din păcate, o să-ți ofer un 5,50. Hai, mă, nu te urca așa pe mașină, mă, e păcat de ea. Totuși, arată bine ținuta, dar uite, și returile sunt verticale, nu orizontale. Ceea ce nu e un lucru bun, poți afla cum să ți le legi corect în videoclipul pe care l-am recomandat mai devreme. E o ținută de nota 8. Cu ținuta asta mi-aduce aminte de Uzi din Beauty Mafia de prin anii 2000. Bă, pot să zic că îmi place pălăria aia, o pălărie așa, gen de pescar. Este specifică stilului ăsta street de rap, deci o să-ți dau un 7,50. Am un băiat care mi-a trimis poză cu mesajul salutare de la Maramureș. Salutare și de la Craiova. Frate, îmi place ținuta ta, îmi place cum ai combinat culorile acel maroniu cu un blomaren
Și tenis alb nu poți da greș niciodată cu tenis alb, doar că acei pantaloni sunt puțin cam prea lungi. Am să-ți dau totuși un 7. Pare că cineva s-a clonat ca să-mi trimită două ținute. Bă, bună idee, ce să zic. Băieți, ați făcut o treabă destul de bună și hainele vă vin decent, mai ales cămașa. Îmi plac și acele bretele de pe primul băiat. Ținute de 8.50. Alina, ai făcut totul foarte bine până la pantofii aia sau sandale, nu știu exact ce sunt, care nu-mi plac deloc. Puteai să mergi cu totul și cu totul altceva. Apropo că mi-am adus aminte, nici sandalele de tipul ăsta nu-mi plac la fete, dar totuși în rest e o ținută destul de decentă și am să-ți dau un 7.50. E, și ajungem și la Mărcuț, un prieten bun de-al meu care mereu se îmbracă bine și elegant, exact așa cum îmi place mie. Deocamdată ai tot ce trebuie pentru a câștiga, pentru că îmi plac acei mocasini, îmi place și cum ai combinat culorile, plus că ai și accesorii. Un lucru foarte important pentru o ținută completă. Am să-ți dau un 9 și roagă-te, pentru că mai am de răspuns la vreo 100 de mesaje înainte de a încheia. Deocamdată este cea mai mare notă de până acum. Sunt atât de gelos pe oamenii care pot să poarte pălării sau șepci și să chiar să arate bine în ele, pentru că și eu am, dar nu arăt bine. Deși poza mea de profil de pe Instagram e cu o pălărie, e din profil și nu se vede atât de rău. Da, îmi place cum te-ai îmbrăcat, o ținută complet neagră, cu mânuși de piele, foarte important, mai ales iarna, o să arăți ca un criminal. Am să-ți dau un 8.50. Un costum ok, cravata la locul ei, manșeta puțin vizibilă, după cum se poate vedea, ultimul nasture este deschis, așa cum trebuie mereu la un sacou cu doi nasturi, da. Foarte frumos, o țintă corectă, 8.50. Am un băiat aici care mi-a trimis aceeași poză de 3 ori cu o pisică. Și uite că am să te bag în video doar pentru pisică. Și este și un semn pentru voi că dacă continuați să fiți perseverenți, sunt șanse mari să apăreți în video. Mărcuț, nu știu ce să zic. Cred că... Da, Uite cum facem. Voi doi sunteți la egalitate, tu și Mărcuț aveți amândoi nota 9. Nu știu, mie mi-e foarte greu să decid, așa că am să vă las pe voi. Uite că apar lucruri neprevăzute în videoclipurile de genul. Ei, se pare că avem o situație neprevăzută. Este prima ediție în care nu eu hotărăsc cine câștigă, așa că am să vă rog pe voi, pentru că sunt la egalitate, nu am cum să-i departajez, e pur și simplu imposibil. Ambii au nota 9, așa că vreau ca voi să scrieți în comentarii cine credeți că a câștigat ediția de astăzi. Eu oricum o să le las conturile de Instagram amândurora în descriere, așa că duceți-vă și dați-le follow, pentru că merită, se îmbracă excelent. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!